Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face citirea generală, colectivă, pentru a vedea care este energia într-o zi de vibrație 19. Așadar, de aici vă rog să luați doar mesajele cu care rezonați și ce nu, să lăsați deoparte. Tuturor celor care v-ați abonat deja, vă urez mult bine, vă mulțumesc tare mult că sunteți aici. Vă mulțumesc pentru mesaje, iar celor care sunteți noi, vă urez bine ați venit. Dacă considerați că rezonați cu mesajele pe care le veți auzi astăzi, vă puteți abona, puteți apăsa butonul de notificări, puteți da un like acestui clip pentru a vedea și clipuri următoare. Așadar, să vedem despre ce este vorba astăzi, pentru că este o zi cu foarte multă energie bună. Avem în tarot Arcana Soarele și în Lenormand Arcana Turnul. Însă turnul din Lenormand nu este același cu turnul din tarot. Turnul din Lenormand ne vorbește despre autoritate, ne vorbește despre chestiuni de durată, despre lucruri care sunt de durată și sunt stabile, despre ambiție, despre curaj, dar și despre chestiuni care poate au legătură cu legea și cu instituții mari. În combinație cu soarele, vorbește despre foarte multă energie, această arcană din Lenormand, iar soarele, lesne de înțeles că este ceva optimist, ceva bun. Poate fi foarte multă încredere în noi înșine, iar într-o vibrație mai puțin favorabilă poate fi orgoliu. Însă această combinație astăzi ne aduce multă energie, stare de bine, vitalitate și optimism pentru a rezolva ceea ce ne-am propus. În astrogramă momentului, ce mi-a atras atenția în acest moment prezent este luna din Rac în opoziție cu Pluton din Vărsător, care este un aspect tensionat într-adevăr și care vorbește despre frici, atașamente și mici obsesii. Pluto din Vărsător ne spune eliberează-te, detașează-te puțin și nu mai pune la suflet sau nu mai lua lucrurile atât de personal, încearcă să te liniștești puțin la nivel emoțional, pentru că lucrurile s-ar putea să stea mult mai bine decât par în această perioadă. S-ar putea să fie ceva energie stresantă, dar energia acestei zile vă ajută ca până la urmă să rezolvați lucrurile așa cum vă doriți. Mai avem și Uranus în aspect tensionat cu Marte, acea stare de irascibilitate, de impulsivitate, pentru că Uranus ne împinge către noutate, inovație și avangardism, către ieșit din zona de confort, în timp ce energia momentului prezent, deși ne susține și totul este optimist, ne spune totuși, îmi este teamă să-mi iau acest nou serviciu, îmi este teamă să discut cu cineva și să spun ce simt, îmi este teamă sau am o stare de disconfort emoțional pe care nu știu cum să o îmbrac în propoziție. Toate acestea se vor lămuri și această energie a lui 19 ne aduce o stare de bine. Să vedem mai departe. Avem manifestare, o zi în care planurile noastre se pot duce la bun sfârșit, o zi în care ceea ce ne dorim poate veni către noi mai ușor. Strategie. Nu este o zi pentru strategie, ați văzut, a apărut în poziție întoarsă pentru unii dintre noi, ci mai degrabă să avem încredere că dacă ni se închid niște uși, este pentru că suntem protejați de ceea ce se întâmplă dincolo de ușă și că, în mod evident, există o altă ușă potrivită pentru noi care așteaptă să fie deschisă. Poate în legătură cu autoritățile, poate în legătură cu un proces pe care îl aveți acum în desfășurare. Această zi este despre a avea încredere și a scăpa de frică. A avea încredere în tine însuți, însăți, că reușești atâta vreme cât nivelul tău de credință și conexiunea cu divinitatea este de neclintit. Pentru că avem conjuncție în continuare între Neptun și Soare, care despre asta ne vorbește. Protecție. Protecție divină, protecție din partea autorităților sau protecție din partea Universului pentru ca voi să nu ajungeți acolo unde lucrurile nu sunt bune pentru voi. În relațiile de iubire sunteți protejați de scheme, de relații care sunt toxice. Aici ne vorbește despre o situație de la locul de muncă, pentru că vorbim și despre casa a 10-a,
care este a Capricornului cu guvernator Saturn. Turnul este asociat cu casa a 10-a din astrologie, cu Capricornul și cu Saturn. Și această carte ne spune că te eliberezi de niște provocări, de o situație complicată din trecut pentru a începe ceva nou. Sau dacă te apasă acest gând al carierei, al serviciului, al numelui, renumelui, prestigiului, al statutului tău social în acest moment, te poți elibera. Că nu ar trebui să te afecteze atât de tare emoțional gura lumii, pentru că această casa a 10-a ne vorbește despre cum ne văd oamenii de la depărtare. Degeaba vorbește despre tine nefavorabil cineva care nu te cunoaște, pentru că sau atâta vreme cât prietenii sunt de fapt aproape și asta este ceea ce contează. Poate unii dintre voi mergeți către o instituție medicală astăzi de unde veți primi vești bune. Și avem progres. Un drum pe care trebuie să-l faceți poate unii dintre voi singuri, un drum care poate n-a fost ușor până acum, dar un drum unde veți găsi umbră, veți găsi acoperământ, veți găsi liniște. Pare că ceva este de neclintit sau de nerezolvat, însă veți avea parte de surprize începând cu această zi, pentru că lucrurile își recapătă cumva un curs al normalității în viața voastră. Puteți primi vești bune în legătură cu un serviciu, puteți primi o ofertă de serviciu, puteți primi un răspuns afirmativ de la o instituție, de la un avocat, cineva vă poartă de grijă. Puteți manifesta ceva nou în viața voastră, un răspuns pe care l-așteptați. Vara, leul, încredere. Mama și a mai apărut și săptămâna trecută această carte, racul, leul și fecioara. Racul înseamnă conexiune, luna este în rac în opoziție cu Pluton din Vărsător, care spune detașează-te puțin, nu fi emoțional, ci mai degrabă caută sprijinul cuiva pentru că îl vei primi și vei depăși această situație complicată în care poate unii dintre voi vă regăsiți, în care poate tu te regăsești în acest moment. Leul, cu încredere înainte, pentru că vei străluci, îți vei recăpăta numele, renumele, prestigiul, dar și fecioara. Va dura puțin, va fi nevoie de muncă, de muncă de jos poate, dar asta înseamnă că ai totuși garanția că reușești și că poți construi un imperiu de la zero din nou. Inventator, uite, luna în opoziție cu Pluto. Aici avem din nou leul. Copiii vă pot ajuta în această zi sau pentru copiii voștri vă doriți o reușită, aveți ceva provocări în acea zonă, un mic stres, dar care până la urma urmei se soluționează. Pentru alții este vorba despre o greșeală pe care ați făcut-o sau care a fost făcută în aceste zile, în această perioadă față de voi, dar care și aceea se repară. Pentru alții dintre voi vorbim despre o modernizare, despre o actualizare, despre niște cursuri pe care le puteți face, noi demersuri în dezvoltarea voastră personală. Să vedem acum cum se aplică toate acestea la nivel de relații. O soluție, o veste, o informație absolut fabuloasă care poate veni către voi astăzi. La nivel de relații avem asul de monede. La nivel de plan material avem nebunul. Și la nivel de plan emoțional avem regina de bâte, leul, încrederea, strălucirea. În zona relațiilor, asul de monede vorbește pentru cei singuri despre o șansă să cunoașteți pe cineva și este o relație total atipică. Cineva vine și vă stârnește, cineva vine și combate toate credințele pe care le aveți voi, pe care le-ați căpătat voi până în momentul prezent. O relație poate ușor atipică pentru gustul vostru, dar de bun augur. O relație prin care vă va fi testată credința, poate unora dintre voi loialitatea, poate altora dintre voi încrederea în voi înșivă, dar o relație care vă garantează pe termen lung reușită,
și va aduce fericire. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aveți o reușită, fie la nivel de plan financiar, fie ai voștri copii au o reușită, ceva fabulos, fantastic, care vă bucură. Un răspuns afirmativ, pozitiv, poate fi aici pentru unii dintre voi chiar și tutela copiilor. Un proces care se finalizează cu bine, așa cum vă doriți voi, poate fi o împăcare cu soțul, cu soția, poate fi un acord comun, o reușită, o casă, o achiziție pe care o faceți împreună cu partenerul vostru de viață, chiar și o cerere în căsătorie dacă sunteți în relație de mult timp, dar nu și căsătoriți. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici cineva s-ar putea să revină către voi cu scuze și cu o schimbare majoră, cu o nouă abordare, să vă surprindă după foarte mult timp petrecut în pribegie. Timp în care voi nu ați știu ce s-a întâmplat acolo, este o turnură de situație colosală pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi este acea șansă să luați o hotărâre drastică în viața voastră și să mergeți către o nouă viață care nu implică fosta voastră relație, pentru că veți avea o conștientizare fabuloasă la nivel interior că voi sunteți mai bine așa. Să vedem mai departe. Soarele. Soarele arcană majoră, soarele arcană minoră. Optimism, voie bună. În zona relațiilor puteți cunoaște pe cineva, puteți avea foarte multă încredere în voi astăzi, puteți fi bine fără să vă pese că sunteți singuri, pentru că aveți foarte multe lucruri de făcut în legătură cu propria voastră persoană. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este voie bună, este o veste bună, este ceva de bine care se întâmplă astăzi, o călătorie, o surpriză, o confirmare, bani. Uite, un rege de monede de la soțul care înainte nu se implica, de la soție care înainte nu se implica, sau este o chestiune care are legătură cu stabilitatea voastră. Este o zi extrem de bună. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici vești bune vin către voi. Fie, după cum vă spuneam, vă eliberați de povara așteptării și cineva revine înapoi, dar schimbat totalmente. Fie unii dintre voi spuneți, gata, stop, merg mai departe cu viața mea. 10 de cupe, extraordinară energia. Vorbim despre o realizare masivă pe care o aveți astăzi, o conștientizare despre revelații puternice, despre posibilitatea de a cunoaște pe cineva la o petrecere, despre vești foarte bune în casa voastră, despre curaj dacă vreți să ieșiți din această căsnicie, despre ceva de foarte bun augur, despre voie bună, despre optimism. Uite, iertare, cineva vă cere iertare astăzi, sau pur și simplu atitudinea partenerului vostru de viață sau a partenerei voastre de viață astăzi este formidabilă față de voi. Pentru cei care sunteți separați, vă puteți unii dintre voi întâlni cu dorința voastră, o puteți manifesta, cineva se poate întoarce, iar pentru alții dintre voi veți continua voi să mergeți mai departe către altceva mai bun pentru voi. Ce ne mai spune energia aici? Să nu mai comparăm. Să nu mai comparăm merele cu perele la nivel de relații, cei care sunteți singuri veți străluci, vă veți evidenția în fața cuiva sau cineva vă remarcă că sunteți altfel și acest lucru va cântări enorm în noua voastră relație, cineva își va dori să vă cunoască pentru că sunteți unici, originali și speciali. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici vorbim despre o situație care a persistat foarte mult timp sau despre niște lucruri în care s-au băgat terțe persoane și dintr-o dată toată atenția va fi concentrată pe voi, pe relația voastră, pe casa voastră, unde se restaurează binele și armonia. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici cineva vă vede acum exact așa cum sunteți, vede cât de valoroși sunteți, iar alții dintre voi veți spune, știi ceva, nu mai oscilez, nu mai aștept să vină apoi, pentru că tu ești aici în coș, iar eu sunt unic și am dreptul la viață. Vă veți da seama de diferența dintre voi și persoana de care v-ați despărțit, pentru că nu vă mai sincronizați, nu mai rezonați la fel, nu mai gândiți la fel. Și mai luăm o carte în relații. Perspectivă nouă. Mai bine fără tine. Pentru cei care v-ați despărțit de cineva, fericire în cupluri, dar și
Să fac loc altcuiva nou în viața mea pentru cei singuri. Vedeți, este o energie care ne vorbește despre perspectivă, despre soare, despre lucruri mărețe și stabile, despre decizii în această viață care au un impact major. Hai mai luăm o carte, că tare bună energia, măcar să ne bucurăm împreună de ea. Familie. Unii dintre voi cunoașteți pe cineva nou cu care vă puteți întemeia o familie ce începe acum, crește și se dezvoltă frumos, armonios. Pentru cei care sunteți în familii deja, în relații deja formate, puteți deveni părinți. Soarele poate fi și confirmarea unui test pozitiv de sarcină. Pentru alții dintre voi este o cerere în căsătorie, este ancorarea steagului, este decizia finală că suntem bine împreună, că ne dorim unul pe celălalt. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vedeți, vreau altceva. Vreau familia mea și tu asta nu-mi poți da? Sau cineva revine, da, din trecutul vostru, pentru că de fapt voi sunteți acasă pentru ei. În zona planului material, aici nebun aduce noi șanse, noi oportunități, câștiguri în instanță, câștigul unui proces sau o nouă ofertă de muncă, ceva ce poate începe acum, dacă aveți încredere și riscați, dacă eliminați frica și teama. Uite, nebunul, vedeți, unii dintre voi oscilați, să încep, să nu încep. Da, am încredere că ceva mi iese, dar pe de altă parte tot eu vin și mă îndoiesc de mine însumi sau însămi. Nu vă îndoiți. Voi aveți aici un nou început formidabil. În zona aceasta a planului financiar, lucrurile se întrevăd a fi foarte bune pentru voi. Doi de spade, fără frică înainte, este acea opoziție dintre Luna din Rac și Pluto în Vărsător. Pe ce drum să o iau? Mergeți cu încredere pe acolo pe unde vă spune intuiția să mergeți. 8 de monede, pentru că drumul este deja deschis și bădătorit pentru voi. Special, veți avea o reușită, veți putea primi o șansă să vă recuperați niște bunuri unii dintre voi, să lucrați mai mult, să fiți plătiți mai bine. Regina de spade, este doar chestiune de a îndrăzni și de a fi foarte coerenți în dorințele voastre pentru ca acestea să poată fi manifestate. Pentru alții dintre voi aici este un divorț care se finalizează mai bine decât ați fi sperat voi. Pentru alții dintre voi sunt niște răspunsuri pozitive de la autorități după o lungă perioadă de așteptare. Ceva din trecutul vostru se încheie acum și veți fi mulțumiți. Poate unii dintre voi veți ieși ușor șifonați din povestea asta, dar Fecioara aici spune, nu-i nimic, îmi ridic mânecile și mă apuc de treabă pentru că eu știu că sunt capabil să o iau de la început. Și încă o carte. Știință, încrederea că totul se poate rezolva. Avem nevoie de dovezi. De dovezi. Unii dintre voi veți vedea dovezi concrete ale manifestării voastre. Pentru cei care aveți de câștigat un proces sau sunteți acum într-o investigație, fie medicală, fie legală, etc., vor ieși la suprafață niște dovezi. Veți găsi niște dovezi care vă scot din impas. Pentru alții dintre voi este nevoie de orientarea către detaliu. Dacă vreți ceva cu adevărat, este necesar acum să depuneți un efort și să vă uitați cu mai multă atenție către ceea ce vă doriți. Unii dintre voi, atenție că dacă v-ați pierdut încrederea, nu vă uitați acolo unde trebuie. Mai cercetați puțin. Mai mult de atât, lărgiți-vă puțin aria de interes, să spunem așa, pentru că oportunități sunt pentru voi de reușită. În zona planului emoțional, Regina de Bâte este fabuloasă. Regina de Bâte este cea care ne aduce încredere. Este energia leului. Este reușita voastră după ce ați mers prin deșert, prin acest teritoriu foarte arid. Ajungeți la voi acasă și respirați ușurați. Unii dintre voi poate vă luați o casă, alții dintre voi poate aveți parte de o reușită la locul de muncă și primiți o promovare. Astfel de bâte. Sau aveți nevoie de un act de curaj. Cineva luptă pentru voi aici în zona relațiilor? Cineva chiar va depune un efort? Pentru alții dintre voi veți fi foarte radianți în ochii cuiva și cineva va vedea această forță magnetică a voastră și nu vă va putea rezista, pentru că veți fi sublimi în ochilor la nivel de zonă medicală. Atenție la efort, atenție la lucrurile pe care le faceți foarte repede, atenție la tensiunea arterială. Pentru alții dintre voi sunt niște analize medicale, dar care vor fi bune.
O reușită, o intervenție chirurgicală bună. Faetonul, progres, foarte mult progres. Vă schimbați locul și vă schimbați norocul. O nouă acțiune, un nou gând. Schimbați-vă starea de spirit pentru că cei care reușiți să lucrați cu energia în această zi de vibrație 19, în 3-6 luni de acum încolo, și știu că timpul este relativ, dar până una alta trăim aici în acest ceas cosmic, veți vedea rezultate concrete, palpabile. Pentru alții dintre voi, acțiunea cuiva, cineva acționează, vine către voi și veți simți acest lucru. Este o propunere îndrăzneață, vă face cineva o propunere îndrăzneață. În relații de iubire, unii dintre voi veți avea o alegere de făcut. Poate fi o relație foarte pasională, foarte sexuală, să aveți grijă la ideea de a treia persoană. Nu este exclus să se întâmple nici acest lucru, dar nu este un caz izolat. Pentru alții dintre voi este o sarcină. Și judecata, o revenire a cuiva drag în viața voastră sau posibilitatea să o luați de la început alături de cineva nou în viața voastră. Când se pot manifesta aceste lucruri pentru voi? Începând de astăzi, din vibrația 19 și începând cu luna următoare sau în această perioadă de timp, ok, vom avea două eclipse la mijloc, lucrurile se vor schimba pentru unii dintre voi radical și vă îndreptați către reușita voastră, către cea mai bună perioadă din viața voastră. Unii dintre voi, talismanele. Deși nu am folosit acest parfum astăzi, mi-a mirosit a magnolie și văd sudul Spaniei, ceva legat de Malaga. Evident că nu toți sunteți acolo, dar văd oceanul, văd foarte mulți palmieri, poate ceva legat de o călătorie, de Marea Mediterană, de ocean pentru unii dintre voi. Pot fi aceste lucruri sau pentru voi aceste lucruri sunt mai potrivite. Dopamina, vă veți găsi motivația să faceți schimbarea aceasta. Pentru unii dintre voi cineva își va găsi motivația în relația de iubire să lupte pentru voi. Veți elimina tristețea, atenție la plămâni, atenție la aerul respirat, atenție la lucruri toxice sau unii dintre voi aveți nevoie să vă eliberați de o tristețe veche, de o karmă de neam, să vă schimbați perspectiva, să spuneți gata, stop, de ajuns. Aici este vorba despre un câștig în instanță, despre un câștig al unui proces, despre câștigarea unei tutele, despre un recurs. Să nu vă dați bătuți, o călătorie, veți avea unde campa, vă găsiți un loc al vostru alături de cineva drag. Este doar o chestiune de timp, în funcție de voi. Aici este proverbul cum îmi aștern așa dorm. Folosiți această vibrație 19 pentru că este una foarte, foarte bună. Pentru unii dintre voi lucrurile trebuie făcute cu măsură, trebuie făcute, știți cum, într-o rutină foarte sănătoasă. Acum mă odihnesc, acum mănânc, mai multă grijă de voi, de sănătatea voastră, de rutina voastră. Și asta nu denotă egoism, ci grijă de voi înșivă. Pentru unii dintre voi este iubirea vieții voastre aici, începe o perioadă foarte bună, iubire necondiționată, armonie în relațiile voastre. Aici avem împăratul, structură, foarte multă structură în afacere, o afacere care poate fi restaurată, o afacere care poate fi începută. Chiar dacă începe de la zero, veți găsi această motivație să luptați pentru voi înșivă, pentru alții dintre voi este o energie masculină care vă întinde o mână și veți fi în siguranță. Uite, atenție la vitamine, atenție la nevoia de a lăsa lucrurile balte și de a vă da bătuți. Nu faceți acest lucru, sus, sus, că puteți. Pentru alții dintre voi este o veste care vă reanimează, vă revine cheful de viață, nebunul, un început, sunt șanse, nu vă lăsați bătuți. Uite, în relația de iubire, ceva foarte frumos începe din nou sau începe acum. Pentru alții dintre voi este vorba despre faimă și renume, le veți curăța. Steaua vieții, vă veți bucura de sănătate, nu vă duceți într-o zonă pesimistă, încercați să vă păstrați
doza de optimism necesară pentru a supraviețui de la zi la zi la zi, pentru că veți avea o reușită. Uite niște analize foarte bune. Alții dintre voi o terapie, un tratament care dă rezultate. Veți avea aici. Sunt ușor de distras. Nu vă lăsați păcăliți, nu vă lăsați distrași de viața așa cum este ea, pentru că da, e ușor să ne lăsăm trași de rutină, de ce avem noi de făcut. Țintiți sus, pentru că vă apare steaua. Vești bune de la cineva. Veți primi niște vești foarte bune și veți avea o alegere de făcut. Stânga sau dreapta. Ceva se schimbă în viața voastră pentru unii dintre voi major, dar este potrivit pentru voi. În acest an, this year, în acest an este da, este o schimbare. Dacă vă uitați în urmă, la sfârșit de an, nu vă veți recunoaște, poate unii dintre voi, dar va fi meritat acest efort. Pentru alții dintre voi este vorba despre voi înșivă. Cunoaște-te pe tine însuți, însăți. Alții dintre voi primiți, uite, un mulțumesc, recunoștință din partea cuiva care vine și vă salută, vine și vă salută, dar într-o vibrație a recunoștinței, într-o vibrație a smereniei, a aprecierii. Tare bucuroși veți fi unii dintre voi. Uite, pentru alții dintre voi poate fi vorba despre Italia sau despre lucruri pe care le puteți face la nivel de tehnologie sau casa a treia. Se schimbă ceva la nivel de comunitate, vă împăcați cu cineva din familia voastră extinsă, frați, surori, începeți niște cursuri, începeți să investiți în voi sau începeți să călătoriți, să ieșiți din casă. Vine primăvara, să ne bucurăm de asta. Iar alții dintre voi veți respira ușurați, tihnă, pace și armonie. Eu vă mulțumesc tuturor să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!